Am să pregătesc o mămăligă cu brânză în Franța, să asemene cât mai mult cu gustul de acasă. Să folosesc făină de mălai, brânză raclet, pentru că aici nu este brânză burduf, care este preferata mea. Și la gust mi se pare că asta seamănă cel mai mult cu brânza burduf. Și am să folosesc și un pic din brânză din acesta. Am să pun mămăliga la făină de mălai la fier să fac o mămăliguță. Mămăliga fierbe și în curând este gata. Mămăliguța este gata. Am prăjit și niște slănină, le-am făcut jumeri și am să mă apuc să le pregătesc. Așa, cu raclet. Așa, punem prima dată niște jumeri cu untură. Așa. O să pun o felie de raclet. Așa, o lingură de mămăliguță. E prea mult. Așa. Și am să apăs cu untură. Și am mai făcut și este foarte gustoasă. Așa, punem și niște jumeri din nou. Așa. Bun. Din nou raclet. E destul de grosă felia asta. Așa. E destul de grosă. Așa. Jumeri. Și am să pun și răzărită pe deasupra ca să fie mai bună. Și o porție este deja gata. Trecem la următorul. Și punem jumeri cu untură. Mămăliguța. Îl întindem bine cu untura. Așa. Punem și jumeri. Să pregătim ultima porție. Așa. Bun.
Să-l întindem contura. Așa, să stupăm bine felia de raclet. Așa. Acum să prăjesc mai multă slănina, da? Acum. Așa. Așa, și-o ajuns exact pentru 4 porții, mamăliuța. M-am grăbit cât am putut de repede să nu se răcească tare mămăliga. Așa. Și pun bucățele, că se topește mai bine. Așa. Și e gata, este gata și ultima porție. Așa. Bun. Este gata. Și am să le bag la cuptor. Bun, să mai pun un pic de untură peste ele. Și am să le bag la cuptor vreo 10 minute la temperatură maximă. Le-am băgat la cuptor și le lăsăm să facă o crustă deasupra. Pe urmă am să le scot și am să le pun la răcit un pic. Și le-am scos din cuptor și așa se prezintă. Se pot mânca cu ceapă verde. Un pic de ață am pus și eu. E foarte bună. Foarte bună. Vă mulțumesc că mă urmăriți și o să încerc să postez și alte rețete de la mama de acasă.